Pompierii hunedoreni au sărbătorit astăzi 79 de ani de la înființarea protecției civile. Cu această ocazie, oamenii focului au organizat în curtea instituției din Deva o expoziție cu echipamentele de intervenție, la care au fost invitați să participe elevii de la școlile din municipiu. Principala atracție pentru acești copii sunt autospecialele de intervenție. Pot vedea de la autospeciale de descarcerare ușoară la autospeciale de descarcerare grea, bărci de intervenție pe care noi le folosim atunci când acționăm la inundații sau pentru recuperarea persoanelor înecate în râuri. De asemenea, au putut vedea echipamentele speciale pe care le folosim atunci când asanăm muniția rămasă neexplodată din al doilea război mondial. Punctul de atracție al vizitatorilor a fost expoziția de echipamente folosite la intervenții. Bucurie și mai mare pe capul micuților vizitatori după ce au primit aprobarea să încerce echipamentele preferate. Fiecare dintre ei s-a simțit, măcar și pentru câteva momente, pompier sau salvator de vieți. Ia pute la volan, vezi cum stă acolo, luați la volan! Ce anume? Da. Ce-ți place cel mai mult din tot ce ai văzut aici? Mașinile și uneltele cu care sting, o să sting focul și mașina mi-a plăcut cum s-a auzit, cum făceau când este în caz de incendiu. Mi-a plăcut că am stat la pompieri în mașină. Și cum e la pompieri în mașină? Frumos! Ce e așa de frumos acolo? Mașina, lucrurile de acolo. Mi-a plăcut că a fost înalt și toate uneltele. La ce unelte ai văzut? Lopeți, topoare, drujbă. Și știi ce fac pompierii cu uneltele? Da, sting focul, salvează oameni și atâta. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, este important ca cei mai tineri locuitori ai județului să cunoască importanța acestui serviciu care vine în sprijinul cetățenilor în situații de urgență, cum ar fi inundații, cutremure sau alte dezastre. În plus, o persoană informată nu va intra în panică atunci când se produc astfel de evenimente neplăcute și va ști să acționeze cu mult mai multă promptitudine.